Da, dragilor, bine ne vedem, mă rog, începem cu Margarita de Treaba. Te rog, avem așa, adunând în mod convenabil termeni, adună în mod convenabil, 8, 13 plus. 13 plus. 28. 28. Plus 12. Da. Plus 37. 37. Adună în mod convenabil termeni. Așa. Cum adună? Cum ți-ar face ții cel mai rapid? 28 plus 12, 13 plus 37. 13 cu 37 face câte dată? 40. 40, mai 50. 50. Și 28 cu 12? 40. 40. Ce s-o dat? 90. 90. Vezi cât e interesant dacă îți merge mintea așa? Altfel, când te uiți așa și 13 cu 28 și nu știu ce, nu știu cum, iată să mai dau una. 12, 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19. Egal. 13 cu 19. Așa. 13 cu 17. Și cât? 15. Rămâne singur. 11 cu 19 face cât? 30. 30. 30. 30. Foarte rapid. Deci așa când vezi mai multe numere de adunat, te prinzi tu repede. Și nu-i rezist eu să-ți dau. Și nu-i rezist să-ți dau și următoarea. 5 minus 7 plus 13 minus 19 plus 25 minus 34 plus 27 minus 51 plus 200. Egal. Adună și scăzi. Cele cu plus și cele cu minus. Deci tot într-o singură parte avem experiența asta. Și acum vine 5 plus, dictează în tur. 5 plus 13 plus 25 plus 26 plus 200. 200 minus. A scris 20. Minus 200. Adună. Excelent. Foarte tare. Uite pe mine, spui, da? Minus cât? Minus 7. Hai, dictează numărul. Minus 19, minus 34 și minus 51. Minus 50? 1. 1. Egal. Trebuie să scrieți cele cu adunare și cele cu scădere jos. Pentru că cum se fac? Bun. Dar acum tu știi că ăștia care au plus îi adunăm și cum îi adună și pe cei care au minus, nu? Hai să punem de desubt ce rezultat vă obține aici. Uite-te cu atenție cam cum te gândiști și la adunarea asta. Că de 5 cu 25. 5 cu 25 foarte tare. Și face că 30. 10. Apoi. 13 cu 27 face 40. Așa. 290. 270. Deci egal cu 270. 270 minus 6 datorii, toate ți le adunăm, să vedem câte datorii. 51 plus 19. 51 plus 19, foarte tare, face cât? 70. Minus 70, zice, datorii, adică datoria mai mare. Minus 70. Și ăștia de aici cât fac? 4. Minus 41. Minus 41. Și acum toată datoria le adunăm pe 41 cu 70. 111. 111. 111. Minus 111. Și este egal cu 27 minus 111. 210 minus poate. Pentru mâna ta. Eu nu fac calculul. Prietenii știu că
eu scrie exact și scrie tu, de pe mâna ta, pentru că am mare, mare siguranță. Ana și cu mama au împreună, Ana și cu mama au împreună 34 ani. Ana și cu mama au împreună 34 de ani. Peste 3 ani, mama va avea de trei ori vârsta Ani. Deci peste 3 ani, mama va avea de 3 ori vârsta Ani. Câți ani are acum mama și câți ani are Ana? Deci în clipa asta, împreună, au 34 în două. Dar nu sunt egale, că mama, fica, mama are o vârstă mai mare decât fiica sa. 12 și... Da, nu putem înghici, pentru că mai avem și partea a doua. Zice, peste 3 ani. Dar cum să scrii? Dirigează-mă, că eu nu ți-am spus eu fără tine, nu fac nimic. Cum se fac? Un segment. Un segment? Cine să fie? Mamă, va avea de trei ori. Deci, un segment. Un segment pentru... Un segment, e ușor, un segment. Dar poate cu segmentul mai mic. Da, dar cine sunt de... Cine are vârsta mai mică ca să luăm un segment? Nu, dar logic. Păi logic. Ana. Deci pe Ana o să o desemnăm cam atâta și încă 3 ani. Îi punem ei. Că peste 3 ani se va întâmpla povestea aceea. Corect. Peste 3 ani mama va avea de 3 ori vârsta Ani. Deci, va fi peste 3 ani, mama va fi așa, și încă o dată așa, și încă o dată așa. Și să nu uităm că peste 3 ani se va întâmpla chestia asta. Dar acum, la momentul în care fac împreună 34 de ani, mama și cu fiica au la vârsta asta. Asta este și toată asta așa. Profesor, gata! Peste 3 ani se va întâmpla chestia asta. Da, peste 3 ani. Peste 3 ani și fiica s-a dus cu 3 ani în față, da. Și mama. Domn profesor, mulțumesc. Îmi facem pe 3 de 3 ori. Pe 3 de 3 ori? De 3 ori, ca să facem 9. Asta, stai o secundă, să ne gândim foarte atent. De 4? Nu. Știi care e ideea? Nu vorbim înainte de a gândi cu atenție. Deci trebuie să gândim cu foarte multă atenție. Acum, în momentul de față, vârsta mamei și coaficei este 34 de ani. Peste 3 ani. Da? Deci în clipa asta, când vorbim noi acum, stăm de vorbă, Ana și cu mama au împreună 34 de ani. Peste 3 ani și Ana mai crește. Peste 3 ani și Ana crește cu 3 ani. Și mama s-a mai dus cu 3 ani. Și mama mai crescut cu 3 ani. Adică vârsta așa mai mare, cu 3 ani. Și atunci se întâmplă minunea. Ca mama să aibă vârsta de 3 ori a Ani. Adică o dată și încă o dată și încă o dată. Deci peste 3 ani se întâmplă asta. Te rog. Adenăm surplusul. Adică? Surplusul, 3 și 3. Asta e. La cine adunăm surplusul ăsta?
La Ana și la mama. Adică la 34, avem și 33, da? Da. Foarte tare! Și apoi, deci, și mai punem un 3, că să fac jumătate. Punem 3 și cu 3, cât faci? 6. Deci 34 plus 6. Plus 6 și egal cu 4. 10. Și acum, câte segmente am de total? Câte segmente am? Acum e momentul foarte tare al problemei. 4! Asta e! Deci sunt 4 segmente de acestea. Mama are 33. Ca să fie atent, ai 4 segmente. Și acum trebuie să împarți pe 40. La 4. Să vedem cât vine la fiecare segment. 10 și 10! 10 peste tot, da? Da. Deci 40 îl împărțim la 4. 40 îl împărțim la 4. Și egal cu 10. Ce reprezintă 10 ani? Un segment! Adică Ana peste 3 ani. Da. Adică Ana a început avea 7 ani. Asta era. Ca mine. Asta era. 7 ani. Îmi pare rău că m-am gândit Mario și cu Cristina. Da. Puneam așa și mă gândeam eu acolo și ieșea o chestie foarte importantă. Frumoasă ca problemă. Deci iată ce interesant am gândit problema pe loc. Am zis așa, știi cum am făcut-o să nu ne audă prietenii noștri? Eu în mintea mea am luat 7 ani pentru Ana și 27 de ani pentru mama. 27. Ai mama, 27 și plus 7. 27 și plus 7. Fac 34. 34, zic, peste 3 ani. Peste 3 ani am zis, la 24, la 34, mai plus 6. Și la anul, și fac 40, trebuie să împarte exact la 4. Deci mi-am făcut calculul ca să împarte exact la 4. Că dacă dădea 41 sau 4, 42, nu se mai împarte la 4. Și aici se mai deci eu fac șmecherie, șmecherie în culise, adică în culise cu aș mai aș ieși pe ora afară și aș face calculele. Deci eu mi-am problema rezolvată și când o gândesc. Ascultați! Acum am făcut față. Da? Da? Deci asta am făcut. Și când ai zis 7 ani pentru tine, m-am gândit așa, pe puteam să iau eu foarte bine și pe Cristina, mama ta. Spuneam, Ana are 7, Mario 7, mama are 37, 7 și cu 37 fac, cât fac? 40. Și? 7 și 37. Și acum ziceam, peste 3 ani, câți ani peste 3 ani? A fost să fac 50. 50 se împarte la 4? 1, 2, 3, 4? Nu. Nu. Deci, la 60. Deci, 60. 60 s-ar fi făcut. O făcea mama mai... Nu, 80, 80. Sunt și 40. 60. 60. 61. Cum? 20, 40, 60. Nu, 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 de calul. 60 împărțit la 4 văd de cap. 20, 4. Ei, nu mai de 3, mă. Dar trebuie să facem, hai să gândim împreună, trebuie să facem asta. Deci 40, 60, să-l împărțim la 4. Gândește tu, bă, așa, ce? Nu putem. Nu putem? Pentru că dacă facem 20, 20, 40, și cu 20, 20 la 60, plus 20 la 80. Păi luăm mai puțin de... Să luăm mai puțin de 20. 40. Nu, nu mai puțin de 20. E într-o bucățică. 10 credit prea puțin? 10, dacă luăm 10, 10, 10, 10 aveam în 4 la 20. 20! Păi nu 20. 20 nu. 20 poate. Îmi țin și 5. 5, 5, 10, 15, 20. Poate asta e interesant. 5, 10, 15, 20. Stai, 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 stai. 10 ani, 4. Stai că e o șmecherie aici. Tu ai descoperit că 20 se bate exact, da? Da, se bate în 5.
Se bate în 4. 4. Câte 5, 5, 5. M-am gândit la 4, 5. Hai să facem una. Sigur că da. Hai să facem șmecherea asta. Pe 60. Pe 60. Să-l vedem egal cu 40 plus 20. Da. 40 plus 20. Pe 40 să zicem 10 plus 10 plus 10 plus 10. De câte ori? De 4 ori. Iar cu ăsta să-l zicem 5 plus 5 plus 5 plus 5. Și acum facem cu o 10 și cu o 5 face o perechie. 15. Nu e 15. Asta era. Asta era. Deci asta era. 15 este numărul. Corect. Deci eu puteam să mă gândesc la Mario de câți ani? La Mario de 7 ani. Și la Cristina o facem peste 10 ani, 47 de ani. Și atunci făceam la Adina 47 și cu, și cu, cu 7, cât face 47? 54. 54. Și spuneam așa, Cristina, Mario și cu Cristina, mama sa, au împreună 54 de ani. Da? 54 de ani. Peste 3 ani, peste 3 ani, Cristina va avea de 3 ori. De 3 ori. De 3 ori vârsta primar. Deci peste, cât am zis, peste 3 ani. Nu de 4 ori. De 4 ori. De 4 ori vârsta lui Mario. Și de 3 ori, cred că de 3 ori e bine totuși, nu? Că împărțim pe 43, gata. Că cum împărțim pe 60 la 4, e 4 segmente, da? Da. N-am putut. Și dacă împărțim la 4, cum face 15? Ei, dar nu mai merge șmecherea cu 3 ani înapoi. Deci nu putem da la întâmplare. Gândim foarte atent problema. Și atunci eu zic că peste 5 ani... Asta bine? Nu, peste 3 ani... ți-am dat ții vârsta 47, da? Și cu 3 faci 50 și el face 10. Peste 3 ani va avea de câte ori? De 5 ori vârsta doar. Tu vei avea 50. Și mut problema. Și el 10. Da? Deci peste... Iată cum comuște... Deci 50 și 100, da. Deci, hai să formulăm problema acum. Fiindcă am gândit-o împreună, prietenii noștri asistat. Deci, să scriem problema așa. Mario are, împreună cu mama sa, vârsta de 54 de... Deci mama cu Mario au împreună, au împreună 54 de ani. Peste, peste 3 ani, mama va avea de 5 ori vârsta lui Mario. Câți ani au în momentul de față? Cum mă gândim? Atenție,
vine peste 3 ani, va avea ce va avea? Va avea de 5 ori, parcă am zis, 5 ori. 1, 2, 3, 4 și 5. Dar atenție că în clipa asta, când s-a făcut din 5 ori, avem și 3 ăla adăugat. Nu? Da. Că și mama a crescut. Trebuie să vedem cum gândim. Peste 3 ani, deci peste 3 ani, mama va completa, așa este, va completa pe astea. Deci va fi de 5 ori. Din cauza că am luat așa, asta este bine peste 3 ani. Așa, e corect acum. Deci peste 3 ani, mama completează vârsta aceea care are acum, peste 3 ani, și se întâmplă ca, din clipa aceea, ea să aibă de 5 ori vârsta lui Mariu. Deci peste 3 ani, când completează bucățica asta care nu-i, nu era completă, va fi de 5 ori. Și am pus o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori și a 5 ori. Da? Ei bine, în clipa asta, Mario, vârsta mamei doar până aici. Da? Asta e vârsta mamei. Dar când trec 3 ani, mama își completează segmentul ăsta, îl face complet și vine de 5 ori vârsta lui Mario. Și atunci, împreună, ei împreună în momentul de față au vârsta următoare. Deci împreună au atât. Asta e păstarea. Da? Împreună, în momentul de față. Adică vârsta de aici și cu asta toată. Și împreună cât am spus că au aici? Cât am spus că au? 54. 54 ani. Și ce facem noi? Peste 6 ani, peste 3 ani, adică și unul și celălalt mai cresc împreună, fiecare câte 3 ani, deci la 54 adunăm 54 plus 6 egal cu 60. Și acum pe 60 îl împărțim la câte segmente sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pe 60 împărțim la 6. Și face 10, corect. 10. Și atunci pentru Mario din 10 scade pe 3. Da? Pentru Mario din 10 scădem pe 3, egal 7 ani. Iar pentru mama, din... La 7 ani. Pentru mama, din 50... Cât? 10, 20, 30, 40 și 7. Din 10 ani s-au căzut pe 3. Și mama are 40 și 7. Da? Putem scădea de unde cel mai rapid? Din 54, din toată vârsta, scădem pe 7 și ne dă 47. Deci din 54, 54 minus 7, egal cu, nu 54, din, da, 54, scădem pe 7 și face 47 ani. Da? 47 de ani. Da. Haideți să mai facem un ceva, o problemă. Dar dacă puteți face pe mine? Păi nu mai aveți timp, a venit casa 5-a deja. Dar ce tineri ce vă spun? Mai aveți timp. Că l-a spus că mă deși nu era bine, era 80. Nu mai știu. Nu mai știu niciun. Eu... Okay.
uite, uite, facem un... o problemă scurtă, frumoasă, și să vedem cât de descurci. Deci zicem așa.